Giacomo, Delia și Daniela se pregătesc de luptă. Bună seara! Bună seara! Bună seara, bine ați venit! Am o puțină emoție că nu știam ce probă o să fie. Veți lupta unul împotriva celuilalt. Avem un joker. Dacă unul dintre voi, pierzător, dar care m-a plăcut foarte mult, primește jokerul, este salvat de la eliminare. Asta nu îl trimite în bucătăria Masterchef, ci într-o ultimă confruntare. Aveți la dispoziție 45 de minute. Ridicați cutiile. Wow! A fost exact așa ce mi-am dorit. Oh, m-aș simți cel mai confortabil pe ceva mediteranean. Am vrut să iau cutia, să mi-o pun în cap și să mă duc sub ea. Start gătit! Jacob, bună seara! Bună seara! Ce a gândit cu tot gredientele ce am dat noi? Deci, o să vreau să fac o salată în stil mediteranean, cu puțină ceapă, roșii, scaise confit. Pe ce zona mergem? Mergem pe zona arabescă, mediteranean? Zona arabescă. Am mers full, Middle East, Israel, Orientul Mijlociu, exact ce a dat. Delia. Vreau să-l pun la... Asta trebuie să fie la apă, pentru că e foarte tare. Mulțumesc. Cu drag. Arunc în croatiță tot ce am și de obicei este ceva bun. Ce preparat deci, face astăzi pentru noi? Am vrut să fac sardină la grătar, așa da. Cum fac grecii, totul fresh. Ești gurucaica? Nu, dar iubesc Grecia. Planul de viitor este să ne mutăm acolo. Vreți să deschizi acolo restaurant tavernă? Da, vreți? Ar fi ideal. Tot timpul când mergem acolo simțim o vrajă. Mersi mult de tot. Ciao. Mersi. Dacă ai nevoie de ceva, zici că poți să iei. Jaco face niște mâncare arabesc. Uite, fac schimb de ingrediente, cred că da, se ajută. Da. Cred că îi place de Delia. Giancomo, ție-ți plac sardinele, nu? Și le fac cu sărată de-asta arabescă. Da. Tu le bagi la cuptor? Vreau să le fac la tigaie. Daniela, folosești tot pătrunjelul? Nu, poți să-l iei. Da? Da, da. Să rămână. Îmi place despre voi, îmi place această prietenie, dar nu uitați că doar unul merge mai departe. Doamna Daniela pare un concurent de care ar trebui să mă tem. Șorțul nu se împarte. Corect, da, dacă faci bine, vine înapoi. Așa e. Hai să vedem. Aproape că a terminat farfuria, doamnă, bună seara. Aveam timp să-mi pun altceva pe farfurie, dar nu mi s-a părut nimic ok care să meargă cu ceea ce era acolo. Deci tu, până la urmă, ce vei pregăti? Sardine la... Tor, grătar. Eu să le trag la tigaie okay. Și voi face o salată cu burguri și cu legume. Nu există doi câștigători astăzi. Doar dacă sunteți foarte buni toți și atunci putem folosi un joker. Pare că se descurcă. El pare foarte orientat Giacomo? Ca să facă mai multe, deși e posibil da. Să se piardă. Delia nu e foarte sigură cu ingredientele, se vede că nu-i plac. Se vede că gătește pentru că trebuie să gătească. Nu-i plac foarte mult ingredientele pe care le are în parfurie. Daniela este un pic nedumerită. Se vede că are experiență, e mai în vârstă. A făcut repede. Cuculindu-pe la bancă. A făcut repede mâncarea, doar că acum se pare un pic pierdută pentru că nu știe ce să mai facă. E păcat că a terminat foarte repede. Trebuie să lucrați puțin mai la prezentație. Haideți! 30 de secunde și farfuriile nu sunt gata! Doamna Daniela și-a terminat farfuriile. Nice! Delia! Da! Haide! 20 de secunde! Mâncarea în farfurie! Îmi pare că faci meniu de degustare pe ultima 100 de metri. Asta e farfuria ta? Da, am degustat deja. Okay. Radu! Numerați, rog frumos, da! 7! 6! 5! 4, 3, 2, 1, mâinile sus. Jaco, vine în față, te rog. Eu am gustat și mi-e plăcea. Dar cum știți cum e? Cum frumosul meu nu-i frumosul altora, nici gustul meu nu-i gustul altora.
Sunt două variante. Ori îl apreciază, că e bun, ori îl aruncă la gunoi. Eu, farfuria? La loc, Giacomo. Sper ca nu al meu să fie neapărat cel mai bun, să fie redanul mai proastect al meu. Stai un pic. Din ce vrei să gustăm? Amândouă. Din pește. Am fost foarte clari. Gustăm doar dintr-o singură farfurie. În aceasta. Mulțumesc. Bună. Sper să rămân cu șorțul. Este un vis care, dacă se va împlini, voi fi foarte bucuroasă. De la toți șefii, cred că îmi voi lua o muștuluială. Am reușit. Alo, colegii, aduceți-mi puțin mai bun. Nimic nu pare să fie în regulă. Nimic. Nici el. Asta. Să știi că eu pe aici, pe acolo, am găsit câte ceva să-mi placă, dar nu totalitate. Delia, Finuchiu, am zis, pune în apa. Asta e greșeala foarte mare a ta. Sardina a fost așa. Mi-a plăcea să am ocazia să le arăt că totuși sunt capabilă. Giacomo, trei legături, să le zicem, dacă nu ghivece de pătrunjel ai folosit, nu? Da.
crezi că l-ai folosit cum trebuie? Eu sper că da. Dumneavoastră părea că sunteți o gospodină corectă, ați făcut repede de mâncare și așteptați să mergeți la televizor la telenovela preferată. Eu mi-aș fi folosit timpul ăsta pentru alt plating în farfurie, de pildă. Într-adevăr, am o problemă la plating. Nu am imaginație în domeniul ăsta, dar totul se poate învăța. Pentru că aveați visul să plecați în Grecia să vă faceți un restaurant, din partea mea, aveți un da. Lăsați șorțul și mergeți să vă îndepliniți visul. Mulțumesc! Daniela, vino un pic, te rog frumos! Vino un pic! Eu ți-am zis părerea... De ce plângi? Pentru că nu am reușit să fac ceea ce trebuia, ceea ce era cel mai bine. Dar era 45 de minute, 20 de minute... Tu ai terminat farfurie și a zis și radu, și foa. Am ales ceva foarte simplu, pentru că am vrut să fie cât mai bun. Nu am vrut să fie ceva complicat și fără gust. Ce să gătești o sardină în 40 de minute? Da, doamnă, o gătești, o umpli, faci ceva, pare că îți pasă de ingredientul ăla. Bucătăria Masterchef, adică pasul următor, înseamnă o junglă. Greșeala aia ce a făcut ea, a trebuit sardine să facem 5 minute înainte se termin 45 de minute. Trebuie să fie calde. Tu acoperiți, a pus la cuptor. Daniela, aveți potențial. Pune short pe tine, dai-ți un joker, dar rămâne Masterchef. Pune shortul. Am încredere în tine. Și vin la mine. Nu puteam să cred că totuși mai am o șansă. Pune shortul. Vreau să arată lui șef Radu că ești bună. Vreau să mă îngust încă în mâncarea ta. Ești o scumpodină foarte, foarte, foarte bună. Și aveți mâinile de aur. Jumătate sunt supărată că nu am trecut, iar jumătate sunt bucuroasă că am primit joker. Nu vreau să fiu gospodină, vreau să fiu șef. Un singur șorț. Doi pretendenți. Eu de obicei mă gândesc la cei mai rău ca să mă bucur mai tare. Giacomo, știi ce înseamnă asta? Înseamnă că Delia va trebui să-ți găsească drumul către ieșirea de urgență. Ne pare rău, Delia. Pentru tine povestea continuă, dar nu la Masterchef. Mulțumim, avem. Seară bună! Mulțumim pentru agătit pentru noi! Mi s-au tăiat picioarele. Speram să merg mai departe. Felicitări, ai câștigat! Bine, bă! Am avut o reacție și că eram bipolar. Venea să plâng, aveam lacrimi în ochi, dar am țipat toată fericirea.